Pentru că astfel de situații tragice să nu se mai producă, specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prolisum al județului Sălaj recomandă populației să nu lase niciodată mijloacele de încălzire în funcțiune sau nesupravegheate, să nu utilizeze mijloacele de încălzire cu defecțiuni sau deteriorate, precum și să nu apeleze la improvizații ale instalațiilor electrice sau cu gaze. În vederea prevenirii unor evenimente neplăcute, cetățenii sunt sfătuiți de asemenea să nu lase nesupravegheate lumânările, candelele sau alte mijloace, ori aparate cu flacără deschise, precum și să curețe și să verifice coșurile de fum, apelând doar la personal autorizat. Într-un comunicat transmis de ISU Sălaj se mai arată de asemenea că în cazul în care sunteți nevoiți să părăsiți locuința, chiar și pentru o perioadă scurtă, este recomandat să apelați la rude, cunoștințe sau vecini și nici de cum să vă lăsați micuții singuri în casă. Reamintim că luna septembrie 2012, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania națională de informare și educație preventivă Foc, flăcările omoară copiii. Campania se dorește a fi un semnal de alarmă adresat părinților, bunicilor ori reprezentanților legale ai copiilor. Eforturile depuse în acest sens, canalizându-se pe conștientizarea adulților asupra pericolului la care expun pe cei mici, lăsându-i nesupravegheați și încuiați în casă.